gusturi noi, unitate, ambiție și, nu în ultimul rând, liniștea lor. În Italia, la Tore, asta pot să zic că m-a impresionat cel mai tare, formează ca o familie. Lucrează împreună, mănâncă împreună, povestesc împreună, fac totul împreună. Am învățat că bucătăria nu este doar o meserie, este un stil de viață. Salut, sunt șef Manu Michelbach, am 24 de ani. Cariera de bucătar, pot să zic că am început-o la cantina școlii, spălând vase, curățând cartofi, făcând chestiile de bază în bucătărie. Ulterior, am făcut 3 ani de școală în domeniu, am absolvit, am avut norocul să ajung la un hotel destul de recunoscut în Arad, unde bucătăreasa șef, doamna Mariana, m-a ajutat foarte mult pe partea asta de bucătărie, m-a învățat chestii noi, chestii de bază, tehnici, mi-a dat hype-ul ăla de bă, vreau să fiu bucătar, bă, vreau să fac asta, vreau să ajung sus. Ulterior, am avansat, am ajuns la un bistro, făceam burgeri, făceam chestii noi. Printr-un prieten am ajuns la un restaurant foarte bine cotat în Arad, Marine & Friends, unde șef Marin Popescu, pot să zic așa, mi-a deschis și mai mult viziunea gastronomică. Țin minte, postase Raul Vidican, căuta bucătar pentru carnituri la Roca Bruna, un restaurant tot așa foarte bine cotat și în Arad și la nivel național. Am avut norocul să intru în echipă, unde am dat de niște oameni extraordinari, am învățat foarte multe sosuri, geluri, piureuri, am trecut prin toate stațiile, m-am oprit undeva la funcția de șef de partii. Momentan conduc o echipă de 5 oameni pe care îi iubesc și îi stimez, că sunt ca o a doua familie. Oportunitatea de a merge în Italia cu niște oameni profesioniști, cum ar fi Robert Voicu sau Alin Barabancea, niște oameni extraordinari, a fost în primul rând un câștig pentru mine, și personal, și pe partea de gastronomie. În Italia, la Tore, restaurantul în care am fost să facem practică, sau un fel de schimb de experiență, pot să zic că m-a impresionat în primul rând transmiterea din generație în generație a locației, a afacerii. Este o afacere de familie, unde toată familia lucrează, cu toate că în ultimul timp, ca și la noi, au apărut și străini, să zic așa, sau alte culturi, alți oameni, și toți, asta pot să zic că m-a impresionat cel mai tare, formează ca o familie. Lucrează împreună, mănâncă împreună, povestesc împreună, fac totul împreună. Sunt foarte devotați muncii. Am învățat tehnici noi, am învățat gusturi noi, am învățat să nu fac waste în meniuri, în tot, totul merge pe premiza de no waste. Preparatele simple, cu mult gust, cu o tehnică nu foarte complicată, pot să dea un rezultat extraordinar. Totul a fost, nu știu, pot să zic perfect. Preparatele erau foarte simple, tehnici de bază, nu s-au folosit foarte multe, nu știu, fonfleuri sau chestii de genul, deci totul a mers pe premiza de simplu și cu bun gust. Cam asta văd eu Italia. Am pregătit cam tot pentru service, să zic, după care am pregătit prânzul pentru angajați, am mâncat împreună, am mai schimbat câteva vorbe, ne-am mai transmis idei, am vrut să le facem o surpriză eu și cu Alin și le-am gătit ceva românesc. Am mers pe un bulț moldovenesc, o tocană de ciuperci, un ou poșat și eu zic că i-am și impresionat puțin cu gustul nostru. Deci am vrut să le lăsăm și noi o amintire, nu doar ei să ne uimească, am vrut să-i uimim și noi puțin. Și cred că am reușit. Experiența Primerba m-a ajutat în primul rând să îmi gestionez mai bine nervii, să fiu puțin mai liniștit. Asta am învățat în mare parte de la oamenii ce lucrează acolo. Să încerc să-mi adun echipa, să fim cât de uniți, să tragem unul pentru altul, să fim ca o familie. Până la urmă, cam asta am învățat acolo, cam în orice bucătărie, toți se comportă ca și în familie. Mănâncă împreună, stau împreună, gătesc împreună, lucrează împreună, trag unul pentru altul. Cel mai important lucru pe care, să zic așa, l-am învățat în Italia și în special la locație, pe care cel mai probabil o să-l folosesc și în locațiile unde lucrez și unde o să lucrez, este gustul. Am întâlnit o altfel de cultură, oamenii sunt puțin mai altfel ca la noi, nu știu, mi se pare că au o viață mult mai relaxată, mult mai liniștită, sunt mult mai liniștiți în ceea ce fac. Nu sunt la fel de stresați ca și noi. Ceea ce mi-a adus și mie puțină liniște interioară, pot să zic, și pe partea de carieră, în care am încercat oarecum să mi-o implementez ca să nu
eman stres colegilor sau la locul de muncă sau în afara locului de muncă. Până la urmă, de la Nona, să zic așa, am învățat că bucătăria nu este doar o meserie și cea de bucătar nu este doar o meserie, este un stil de viață. Eu cred că ușor, ușor am putea să implementăm și noi conceptul ăsta de no waste în bucătăriile noastre, dar trebuie să trecem de pragul ăsta de meniu cu 35-40 de poziții care involuntar produce waste-ul. Din Toscana, spun sincer, m-am întors cu idei noi, gusturi noi, tehnici și, bineînțeles, cu niște magneți de frigider. Dar să nu uităm și de cadoul primit de la Nona și de la toată familia, inclusiv angajați, să zic așa, de la tot restaurantul La Torre. Această carte, cartea are câteva bucăți scrise de soțul dânsei, care este unul dintre pionierii sau din bazele Asociației Naționale a Bucătarilor Italieni, să zic așa. Meniurile la ei sunt foarte simple, sunt, pot să zic, foarte aromate, pline de gust, folosesc foarte multe ingrediente locale, deci cărnuri, legume, cam tot încearcă să își procure din zona respectivă. Nu au un meniu foarte complicat, merg pe sezon, aleg ingrediente de sezon. Un preparat care, să zic, mi-a rămas puțin amintire și a fost, să zic, puțin mai ciudat față de ce avem noi și ce folosim noi în bucătărie sau preparatele noastre clasice. Nona, ca să nu facă waste, a luat niște gâturi de pui, a făcut o umplutură pe bază de carne, tot ce a găsit prin bucătărie, sos de roșii, busuioc, parmezan, deci efectiv tot ce a rămas de la prep, a făcut umplutură, a măcinat-o, ulterior i-a umplut. A rezultat un starter, să zic așa. Astăzi o să vă prezint preparatul meu, puțin adaptat de la o rețetă clasică din Italia, după experiența Primerba. Avem o mămăligă cu roșii uscate, chives și puțin ulei de la roșiile uscate. După ce am fiert mămăliga, am lăsat-o la răcit și ulterior am porționat-o. Deasupra avem o tocăniță de ciuperci care la bază are hribi, ceapă și cu puțin coniac și sos de roșii. Lângă avem un mus de burduf, care a fost realizat din smântână normală, nu lichidă, împreună cu burduful, după care l-am adăugat în tub cu azot și l-am poșat. Iar pentru decor și aromă am folosit un ulei verde pe bază de busuioc. În musul de burduf, ca să nu uit să precizez, am folosit și ierburi de Provence de la Primerba, pentru o aromă mult mai intensă și pentru un plus de gust. Aș vrea să ies puțin din zona asta de regim hotelier, aș vrea să merg doar pe parte de restaurant, aș vrea să merg doar pe a la carte, m-aș duce pe un meniu 6-7 meal course, să zic așa. Deci aș vrea cumva să pun accent pe partea asta, nu neapărat de fine dining, dar să merg în ceva mai nou. Să ieșim din meniul ăla de 34 de preparate sau 40 sau cât de multe, să mergem pe un meniu foarte scurt, să fie listat de sezon, să, nu știu, să aducă gusturi, să aducă combinații noi. Tot timpul trebuie să le iei de la zero. Trebuie să înveți să speli vase, trebuie să înveți să cureți legume, trebuie să înveți să te organizezi, trebuie să înveți să lucrezi curat. Ai nevoie de toți acești pași ca să ajungi bucătar. Ca să ajungi bucătar șef, e un pas și mai mare. Acolo deja tu trebuie să ai grijă de cei din jurul tău, trebuie să cunoști capacitatea fiecărui membru al echipei și trebuie cumva să-i convini pe toți ca să rezulte un preparat final, un service reușit. Sfatul meu, sincer vă spun, după toată experiența Primerba, Unichef și, să zic, alte concursuri, este să mergeți, să aplicați la orice, să vă implicați în orice proiect, în orice chestie, în orice concurs, pentru că vă ajută atât pe plan personal, cât și pe plan profesional, vă oferă multe oportunități, o să reușiți, nu știu, să întâlniți alte mentalități, alți oameni, o să creați conexiuni, deci o să aveți doar de câștigat.